Știți, astăzi la podcastul știrilor TVR vă propun să vorbim și despre cum s-a prăbușit încrederea cetățenilor în politicienii de la vârful statului și să nu uităm contextul, în special din primăvară încoace de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Un război care a dus la alte crize, energetică, economică, pandemică, de oboseală, ori de resemnare și de neîncredere. Grav e că politicienii de la noi și cei de aproape de noi se folosesc de aceste crize suprapuse ca să slăbească, dacă vreți să-i spunem așa, mecanismele democratice sau pe față să îngrădească drepturile și libertățile civile. Mergem spre iliberalism, domnule Andrei Țăranu. Da, mă bucur că sunteți aici la TVR, politolog și prodecan la SNSPA, profesor, vă rog. Din nefericire, da. Mergem, nu doar România, încolonată întreaga lume. Vedeți, unul dintre cei mai mari oameni de știință politică, Huntington, Samuel P. Huntington, vorbea la începutul anilor 90 într-o carte celebră care se numește Cele trei valuri ale democrației despre această formulă de corsi e ricorsi. Adică cum avem valurile? Ele vin la mal și apoi se retrag. Din nefericire suntem într-un moment de retragere a democrației. Și da, aici avem suficient de mulți vinovați. În primul rând, elita politică care s-a osificat și a devenit incapabilă să mai prezinte binefacerile și bunăstarea pe care se presupunea că o aduce democrația. Pe de altă parte, avem, să-i spunem, un blocaj societal în încrederea în instituții. Instituțiile sunt, dacă vreți, pilonul, scheletul oricărei democrații. Ori instituțiile au intrat într-o criză masivă de relaționare cu cetățeanul. Asta o vedeți în România, dacă vreți, de la 1866 sau de la temerea statului modern român. Dar în alte țări, abia acum, iată, relația dintre cetățean și instituții s-a deteriorat atât de mult încât cetățenii rup legăturile cu instituțiile. Cazurile sunt interesante. În Franța, o țară în care instituțiile statului erau demne și credibile până de curând, până la Sarkozy, și care, într-un ritm extrem de puternic, în special în ceea ce privește poliția, administrația publică locală și așa mai departe, au generat neîncredere masivă. Sigur, asta pe un fond, și asta în al treilea rând, în care partidele populiste au făcut un uriaș val anticorupție, care val anticorupție, că dacă era adevărat sau nu era adevărat, nici nu avea cine știe ce mai importanță, a înnămolit complet încrederea. Adică ideea a fost, o idee veche, o vedeți prin toate filmele, politicianul este prin excelență corupt. Și dacă nu este corupt la început, se corupe pe parcursul perioadei în care este politician. Noi aici pe Dâmnovița trăim cu metacna asta de la 1800, și dinainte de Fanarios, dar hai să ne întoarcem în zilele noastre și de pe Sena, haideți pe tot pe Dâmbovița, pentru că aici avem un sondaj cel mai recent și cel mai, să spunem, relevant, cel de la Vanguard, care arată această criză majoră de încredere în clasa politică. Din memorie citez, președintele Iohannis mai are 2 ani de mandat, ajunge la un minim istoric de 15. Nu, minim, a fost și la 14. A fost și la 14%, da? Domnul Ciolacu se simte mai bine, un 24%, dar ponderea cu 13% în spatele partidului. Domnul Ciucă, care a început să lege frazele mai bine, e creditat mai cu mai multă încredere de români, undeva la 18%. Da, dar vedeți, lucrurile sunt mai dramatice, pentru că noi citim aceste cifre dintre respondenți, dar observați că sunt 62% dintre cetățenii României. E, în altă zi de neîncredere. Da, aici, 62% dintre cetățenii români care nu știu cu cine sau nu se vor duce la vot, sau care n-au încredere în absolut nimeni. Cine spune asta? Am scris acum vreo jumătate de an un articol despre anomia societății românești. Asta e un fenomen social care se petrece în apropierea crizelor majore sau a revoluțiilor.
Adică atunci când țesutul social se sfâșie, pur și simplu, când statul stă agățat, cum stă balonul cu aer cald, fără să mai aibă niciun fel de legătură cu suprafața pământului. De aici și neîncrederea în sistem. Păi, neîncrederea era înainte. Ea acum pur și simplu se materializează, adică se materializează în personalități, în partidele politice, în instituții și așa mai departe. Sigur că și aici este cel mai grav, este că într-un mod absolut inconștient, partidele nu știu altceva decât să își sape propriul mormânt, strigând la nesfârșit, ha, corupții, dușmanii, românii nu vor partidul X, ca să nu dau partidele nume. Partidele au grijă să cosmetizeze realitățile astea, da, pompând bani în media liberă, nu? Cifre pe care nu le declară. Partidele care sunt la putere. Însă și Comisiei Europene, nu pleacă. Sigur. Da, partidele care sunt la putere și asta au început de pe vremea pandemiei. Domnul Ludovic Orban, prim-ministru în momentul respectiv, a dat suma uriașă pentru epocă, 40 de milioane de euro. Suntem la 2 ani distanță, cifra s-a dublat între timp. Da? Deci și în ritmul ăsta... Au făcut banii aia, că valul antivaccinist a fost încurajat de media. De o parte de media, da. Deci e foarte interesant cum avem aici o conivență între media, partide politice, birocrație politică, care de obicei este ineptă de-a dreptul, și o parte din academie, care sunt incapabile să negocieze cu realitatea. Realitatea însemnând, de fapt, agenda cetățeanului. Da? Uitați-vă la fascinanta incapacitate de relaționare. Suntem într-un spațiu media și de asta și vreau să subliniez acest lucru. Nu-i cazul televiziunii române, din fericire. Dar avem această disonanță incredibilă, ca să nu-i spun altfel. Da? Ai prima știre. La mare s-au înghesuit 100.000 de români. Nu mai există niciun loc. Următoarea știre. România moare de foame. Este incredibil cum poți să dai două nuanțe, una albul absolut și cealaltă negrul absolut, una după alta, generând în felul ăsta neîncredere absolută în știre, în realitate. Adică dacă tu te uiți pe geam, vezi că e gălbui, că dar e cenușit. În plan metafizic, să o luăm așa, nu e România asta, acea contrastelor și a clivajelor, domnule Țăran? Nu, chiar nu mai este de bună bucată de vreme. Avem o societate care se ordonează. Sigur că avem o categorie socială în mediul rural care este foarte săracă și în bună măsură destul de îmbătrânită. E undeva în jur de 12 până în 15% din populația României. Dacă vă uitați la alte știri, o să pară că este, cum să spun, că ăla e universul românesc. Avem din nou o populație relativ săracă în mediul urban. În, și care nu e clasă de mijloc. Nu, evident. Și care este în mediul, să-i spunem, în periferia orașelor mari sau în orașele mici, și asta reprezintă undeva la 7-8%. Și în rest avem o societate care începe să se descurce tot mai bine. Ăsta e un lucru care, evident, iar nu vi-l spune o pe cont propriu. E clar, sigur, pentru că statul... Mă rog, o parte spune din... Spune mai degrabă. Da, e altă viziune de asta. Când se spune, avem 1.200.000 și ceva de bugetari. Dar în bugetare aia sunt și medicii, la care toți au cerut să le crească salariile. Sunt și magistrații, judecători, procurori și așa mai departe, pe care i-am apărat în piața publică. Sunt și profesorii pe care îi plânge toată lumea că vai de capul lor. Sunt și, eu știu, asistenții medicale și așa mai departe. Deci, când spui dar și un casta politicienilor și a afinilor, și lor, nu? Asta, sunt obugetari. Sigur că da, o parte dintre ei. Ei, și unii și alții, și pătura săracă, și cea de mijloc, atâta cât mai e, și clasa bogaților, dar nu o să simtă vreodată, sunt loviți conform cifrelor Eurostat, din primăvară încoace, de când s-au declanșat toate crizele astea, vezi războiul de la graniță și nu doar, în România s-au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri la bunurile de consum, de spectru foametei, că despre asta vorbim, domnule profesor,
îi afectează pe toți. Oamenii ăștia care ne conduc, că se cheamă X, că se cheamă Y, care 15, care 25%, sunt ei capabili să ne ducă prin iadul care va urma? Nu. Și știm acest lucru. Nu facem nimic, ca de obicei. Există niște instanțe superioare, se numește Uniunea Europeană, care va avea grijă. Mă rog, interesant, există un puternic val anti-european astăzi în România. Și pe care unica Orban îl speculează. Și pe care unica Victor Orban îl speculează. Dar și duce și peste ocean, ați văzut, la reuniunea conservatorilor americani sponsorizată. Am putea să revenim. De guvernul maghiar, întâlnirea cu Trump. Da și nu. Aici lucrurile, ca să mă întorc. Avem niște instituții comunitare care s-au mișcat foarte bine în ultima vreme și e foarte interesant cum imediat ce au început să miște bine a existat și există acum un puternic val conservator care le pune la îndoială. Și din nefericire până și partidele care sunt la guvernare cad în această, această capcană. Declinul administrației Biden, să-i spunem așa, încurajează valul acesta? Da și nu, din nou. Vorbim de Uniunea Europeană. Da, în cazul nostru securitar, adică, eu știu cum spuneți, căderea în sondaje ca... administrației Biden și a Partidului Democrat în Statele Unite nu prea afectează, haideți să-i spunem, un fel de consonanță securitară care există în Statele Unite între democrați și republicani. Motiv pentru care, din punctul ăsta de vedere, România n-are de ce să se teamă. Numărul de soldați americani și de și NATO pe teritoriul nostru va crește. Probabil că și interesul pentru Marea Neagră va crește suficient. Motiv pentru care, din punctul ăsta de vedere, nu avem de ce să ne temem. Putem însă să ne temem, fără discuții, de o recesiune europeană și globală, mai degrabă occidentală decât globală. Întoarcem, nu vă uitați ideea, ne întoarcem la contextul internațional imediat, pentru că toți românii știu că lumina... E tentant că v-am mai întâlnit în carne și oasă de niște ani, dar o știre bombă la București aproape că pune pe jar sau aproape desfințează, dacă vreți, coaliția de guvernare zilele astea, anume un lider marcant al liberalilor, domnul Muraru, un apropiat al președintelui Iohannis, evocă posibilitatea păstrării premierului Ciucă și după mai 2023, pentru că o cere contextul, războiul de la graniță, PSD-iștii au la foc. Există rumor de câteva zile că sunt tensiuni mari în coaliție și asta pare să fie bomboana pe colivă, neacademic vorbind. Aici e o poveste care e foarte lungă. Faptul că s-ar putea să rămână domnul Ciucă ca și premier era un lucru care era secretul lui Polișinel. Adică se vor schimba foarte mulți miniștri, dar domnul Ciucă, care are acest aer de, eu știu, paternalist, așa, militar, să fie păstrat. Asta cred că v-am spus-o și dumneavoastră într-un alt context. E foarte posibil ca domnul Ciucă, care nu deranjează pe nimeni, să rămână prim-ministru. Pe domnul Câțu l-a mai deranjat, dar de domnul Câțu s-a uitat. Domnul Câțu a dispărut din istorie, mă rog, a fost un accident al istoriei. PSD-ul are interes să rămână domnul Ciucă la guvernare în 2023, da. De ce? Pentru că dacă va fi criza foarte puternică, ei vor continua să fie la guvernare în această, mod, în această formulă de filozofie indiană. Asta, adică acționăm ca și cum n-am acționat. Suntem la guvernare, dar suntem și într-un fel de opoziție, plângem pe umărul poporului că nu suntem lăsați să facem XYZ. Din cauza acestui prim-ministru liberal, noi în timpul ăsta, oferind sume uriașe primarilor, președinților de Consiliu Județean, rețelelor de partid, presei, așa cum discutam anterior. Un Angel mai Salini departe, pentru toată lumea. Un Angel nu, Salini, pe toate mă rog, doar pentru PSD. Și... PNDL 7, mă rog. Așa, da. Și în felul ăsta, așa cum observați, cel care are tremurul cel mai puternic și cel care s-a stabilizat și este chiar, de fapt, într-o mică
mic regres este PNL-ul. Și nu PNL-ul ca partid, că el nu face nimic. Cât domnul Ciucă, care este prim-ministru, și ca orice prim-ministru, în capul lui se sparg fulgerele din societate. Deci, pentru PSD, acum, iată, vorbesc mai degrabă ca un consultant politic, avantajele pentru alegerile din 2024, care vor fi niște alegeri foarte grele, având în vedere ritmicitatea lor, nu neapărat că nu prea știm de pe acum care e rezultatul. Să nu uităm și de ideea doamnei Firea de zilele trecute, cu candidatul unic PSD-PNL, dacă vreți să o discutăm. Dacă vreți să o discutăm, dacă să termin. Deci PSD-ul avea, cred că de la bun început s-a gândit că să-l păstreze pe domnul Ciucă. Probabil că vor schimba toată garnitura guvernamentală în mai 2023, deși asta iar e o poveste, când discuți în august 2022 ce o să întâmple în mai 2023, totdeauna trebuie să apară o mulțime de semne de întrebare. Da? Pentru că pot să apară atât de multe accidente de parcurs, pot să apară atât de multe schimbări, atât în ceea ce privește conflictul, gazele, criza, hrana și așa mai departe, încât să fie foarte greu peste o lună să mai pot să mai păstrez planurile respective. Și cu asta închei. Aduceți-vă aminte cum am început noi anul 2020 pregătiți de alegerile anticipate. Sigur. Și le-am terminat. Și toate alegerile s-au făcut în toate felurile și lucrurile au ieșit complet diferit. Astfel încât niciodată nu ai cum să prevezi în științele sociale decât lucrurile care sunt raționale. Ori acum intrăm în iraționalitate. Iraționalitate face și doamna Firea. Doamna Firea nu face decât să îi întărâte pe cei de la PNL tocmai prin această formulă. De ce o face doamna Firea? S-a plictisit ca ministru sau de ce? Asta e o idee. Nu, o face pentru un motiv foarte simplu. Încearcă să își testeze, să-i spunem, capacitatea de negociere. În propriul partid. În propriul partid. Unde se fali. Da. Și grupări. În propriul partid. Să vadă în ce măsură ar avea un sprijin pentru un asemenea demers în PSD și, în al doilea rând, pentru a testa în exterior care ar putea să fie, să-i spunem, un anumit grad de susținere pentru o idee de revenire a domniei sale în calitate de prim-ministru prin aneantizarea imagini la nivel simbolic al lui Nicușor Dan, pe care este călare non-stop. Observați că are o dublă agendă care totdeauna tinde să se confunde. Agenda de a plânge că Bucureștiul se alege praful și agenda de ministru în care face lucruri bune pentru copii, oameni în vârstă și așa mai departe, imediat legate de nenorocirile din București. Apropo de asta, un subiect care are legătură cu persoana doamnei de care vorbim, recensământul pe 2022, făcut cu chiu cu vai, e aproape, e gata, nu se mai colectează niște informații de la instituții, dar el arată un lucru foarte grav. Apropo că se alege praful de București, s-a cam ales praful de țară. De ce suntem, vă întreb, iarăși poate mai degrabă considerații sociologice să presupună răspunsul noastră, de ce suntem mai puțin cu un milion decât acum 10 ani? Un milion de români nu mai sunt în cifre. În 2000 eram 23 de milioane? 22 poate? De milioane. Da, apoi în 2000, aici, să știți, 2011 și 2022 au fost niște eșecuri uriașe ale Institutului Național de Statistică și cel puțin din 2011 noi toți am știut că cifrele au fost umflate. Nu-i greu de spus dacă neapărat acum cifrele care au ieșit în acest recensământ sunt pur și simplu corectarea datelor din 2011. Și mai știm următorul lucru, că nici datele din acest recensământ nu sunt corecte, pentru că inclusiv Institutul Național de Statistică spune că sunt undeva la 500.000 de cetățeni care n-au fost recenzați. Deci noi avem mai degrabă
o cifră statistică de cetățeni ai României, ceea ce e grav, că cetățenii ăștia ar trebui să primească niște asistență socială, niște pensii, niște ajutoare, adică de șomaj și așa mai departe. Adică mai mult de un milion în 10 ani? Nu, din contră. Cred că pur și simplu nu știm deloc cât suntem. Da? Imperiul Roman, vă aduceți aminte de ce a început creștinismul, da? A făcut recensământ acum 2022 de ani și a mers și s-a făcut. Noi suntem în 2022 în România, a fost o provincie Imperiului Roman și nu suntem capabili să facem ceea ce făcea Imperiul Roman acum 2022 de ani. Știți că e cu globalizare aici, cu internetul, cu mail-ul, te recenzezi online. Bun, dar sunt niște realități care ne-au costat. Rata mortalității e a doua în Europa după Serbia. Sigur, în ultimii 10 ani. Pe de altă parte avem și o cădere demografică. Migrația e uriașă. După și migrația este uriașă. Nu, după, da, după Siria suntem țara care în timp de pace avem cea mai mare migrație în interiorul Uniunii Europene. Și aici e un lucru interesant. Odată cu 2020, cu pandemia, un număr relativ important, undeva la 1.600.000 de cetățeni români, compatrioți ai noștri, s-au întors în țară, pentru că au rămas în aer în țările în care migraseră, în special în Italia și în Spania, sau poate și în Germania. Avem și această migrație circulară, cum cu cei care se duc în Germania, cazurile binecunoscute, și așa mai departe. Deci aici lucrurile sunt foarte complicate. Și aici, din nou, o întreagă discuție. Cine ar trebui să aibă grijă? Opinia mea, dar eu sunt o voce absolut minoritară, este că statul ar trebui să aibă grijă. O voce majoritară spune că piața, că oamenii n-ar trebui decât să se descurce și după ce văd că oamenii nu se descurcă, să apucă să plângă și zică că statul nu se ocupă. Păi, ori dai și ești de acord să oferi statului niște instrumente să se ocupe, ori descentralizezi atât de haotic cum s-a întâmplat în acest moment, încât pur și simplu entitățile astea administrative care nu sunt capabile, cele mai multe dintre ele, să se auto-întrețină, să poată să întrețină alți cetățeni ai României. Deci, dacă vreți și când spuneați de clivaje, da, există clivaje de bunăstare în România masive, de la o regiune la alta, asta datorită unei legislații pro-capitaliste, să-i spunem așa, absolut monstruoase. Uitați-vă ce este în Cluj. Un Cluj care are prețuri la locuințe comparative cu cele din Berlin sau, dacă nu, din alte state europene. Ori Clujul, nu vă sperați, nu e chiar, cum să spun, buricul universului. Hai să ne uităm la conflictele din proximitate pe finalul discuției noastre la podcast pentru știrile TVR.ro. Ne uităm ce e pe cale să izbucnească între sârbi și kosovari. Ne uităm, sigur, la propaganda putinistă și șantajul gazului, nu? Care ține pe loc o Europa întreagă cu fricile aferente generate. Și ne uităm și la vizita doamnei Pelosi în Taiwan, în speță în Taiwan. Taiwanul, toată lumea se întreabă când va ataca China, încă simulează chinezii. Părerea mea că toate lucrurile astea cum ne pot influența aici, în spațiul ăsta, Carpatos-Unăreanu-Pontic? Nu cred că China dorește în acest moment să intervină în Taiwan. Am mai spus-o de zeci de ori, nu sunt singur. Evident, există o întreagă literatură care demonstrează acest lucru, pentru că Taiwanul produce undeva la 92% din sistemele cibernetice, adică semiconductori, microchipuri, toate minunățiile astea, care țin practic ceea ce numim noi astăzi globalizare în spate. Ori dacă Taiwanul rămâne sau nu mai exportă aceste lucruri, pur și simplu tot ceea ce înseamnă contemporaneitate și internet și computere și laptopuri și Asus și Acer și ce vreți dumneavoastră, chiar și Huawei, se închid. Și în condiția e absurd. Nu poți să faci un război ca să-ți închizi propria economie.
Sigur că China are acolo, de fapt, niște interese care sunt legate de Coreea, de Japonia, de niște perspective imperialist-identitare pe care le-au avut și înainte. Așa că vizita asta a fost, din punctul meu de vedere, din nou, eu chiar sunt o voce minoritară, a fost un lucru bun. Pentru că doamna Pelosi a fost acolo și nu numai în Taiwan, și în Coreea de Sud, și în Japonia, pentru a spune, suntem alături de dumneavoastră. Da? Avem capacitatea militaro-economico-administrativă să ne sprijinim toți prietenii. Și cum acest lucru este bun și aplaudat în România, fiți convins că este bun și aplaudat și în Taiwan. Așa că toate aceste, știu, auzeam de curând un domn care vorbea bunicuța cu rachetele și alte chestii de astea care sunt și de prost gust și de și nici nu au niciun fel de realitate. Pentru că nu poți să faci la nesfârșit jocul acelor puteri care știi că sunt imperialiste, quasi totalitare sau chiar totalitare, care încalcă drepturile omului și tu să te uiți în altă parte, ba chiar să le aplauzi atunci când îți cade, eu știu, prețul la telefonul. Legat de asta, avem instrumente, pe final vă întreb, domnule profesor Țăranu, să decelăm între fake și non-fake? Avem instrumente. Ne descurcăm în propaganda asta care vine de până toate părțile? Avem instrumente. Singurul lucru este să le și folosim. Adică... Păi cum le folosim? Că reclamați la început schizofrenia asta din media. România bogată merge pe litoral, ia cu Salma Maia și România a doua știre moare de foame și se sinucide. Da, dar niciuna dintre ele nu sunt fake news-uri. Ele sunt doar două realități care sunt puse greșit. Deci e chestiune de topică? Sigur că da, sigur că da. Iar dacă ești atent la nuanțe, sigur vei descoperi și fake news-urile. Drama este că nu doar știrile și propaganda, dar totul se transformă într-o dimensiune profund emoțională și pe asta din nefericire se merge. Da? Știrile, așa cum erau ele construite pe vremea lui Pulitzer, da? Pe la începutul secolului 20, nu puteau să aibă mai mult de 100-150 de cuvinte. Un cal a lovit un om, sau un om a lovit un cal, depinde în ce perspectivă pui lucrurile, dar mai mult de atât, nu ai cum să comentezi. Mulțumesc tare frumos, Andrei Țăranu, politolog. Mă gândeam la știrile după vremea lui Adrian Năstase, când totul era bine și frumos și așa era dezirabil să rămână. Mulțumesc tare mult, sunt Adrian Bucur. Ne revedem la podcastul Știrilor TVR săptămâna viitoare. Numai bine!